Bună ziua, suntem pe data de 21 mai și iată continuăm cu verificarea bocilor. Iată cum arată o botcă după ce matca a eclozat din ea. Și azi noapte au eclozat, azi noapte sau ieri, ceva de gen. Și acum verific nucleele formate, acum o săptămână. E o muncă pe care mulți, sofisticată, e o muncă mai sofisticată. Nucleele eu le-am format pe trei rame, două albine, două puieci și o ramă cu mâncare, cu miere. Iar acum, când deschid nucleul, singurul lucru care îl fac, da, nu prea am filmat acest lucru, fiindcă doar ridic un pic rama și scot botca respectivă. Să verific dacă matca a eclozat. Aici a rămas mai puțin albine, o să strâng acum. Dar mă interesează dacă a eclozat matca. O să vă arăt. Iată, matca trebuie să eclozeze. Se poate desface. Ea trebuia să iasă azi, dar din cauza care are aici prea multă ceară, nu poate să iasă. Am să vă arăt ce am să-i fac. În primul rând o să strâng aici, mai pun o diafragmă. Fiindcă e puțină albină, a rămas mai puțină. Sunt colonii unde e mai puțină albină, da? Și fiindcă știu că trebuia să eclozeze matca azi noapte sau ieri, o să-i dau drum. O să vă zic și rezultatul. Ea o să moară acolo, din cauza că a fost prea multă ceară. Deci a fost prea multă ceară pe vârf, cum au pus albinele, eu o să-i dau drum. Foarte multă ceară lipsită. Să sper că reușesc. Nu. Iată, n-a eclozat. Larva era moartă. Bun. Ce voi face aici? Nu-l acoperim. Aici mai vin eu cu albină, mai scutur albină. O să aduc o botcă din cele care le am, da? Bun, deci aici avem o larvă moartă, a murit. Trecem mai departe.
Astea sunt lucrurile, să zicem așa, mai sensibile. Bun, mergem mai departe să vedem la următorul. Trebuie verificat fiecare exact în data în care știi că ai eclozat. De aceea îmi place să am un control total asupra orcilor. În filmele anterioare v-am spus că nu îmi place vorcile de schimb liniștit. Ia să vedem starea vorcii respective. Și aici avem albină puțină. Da, nu este o problemă, că mărții se împerechează și cu albină puțină. Important este să fie eclozată. O altă botcă pe care o bănuiesc că s-ar putea ca larva să fie moartă. Vedem imediat. Da, aici a fost înghețat, deci aici a fost frig la această botcă și nu s-a dezvoltat. Bun, al doilea cu probleme. Bun, mergem mai departe. Acolo unde sunt probleme vom mai aduce albină și vom da altă bot. Până acum două sunt în regulă, două nu. Aici avem albina mai multă, un pic, să sperăm că e bine, da? Suntem pregătiți în caz că nu e bine, dar și albina. Deci deja comportamentul albinei îi spune că e altă treabă. Vedem și botca. Da, aici e în regulă, se pare că și comportamentul albinei e cu totul altul când matca e totul în regulă, iată, a eclozat conform cum trebuie, avem 3,
3 eclozate până la împerechere, mai durează încă 10 zile. Nu mai deranjă. Aici ar fi mers o ramă cu mâncare. Îi trebuie mâncare la ăsta. Chiar și mai puțină dacă e, dar trebuie ceva mâncare. Vin cu o ramă cu miere. Va trebui să ajungă câteva zile, o săptămână. Mai are ea ceva prin rame pe acolo. După aceea vin cu alt tip de miere, dar îi trebuie mâncare. Nu știu de ce nu i-am pus mâncare. În general, la nuclei le-am pus câte o ramă cu mâncare și cam asta e. Deci avem 3 regine eclozate din 8. Deci am pus 8. Acum tot 8 am, dar e pentru înlocuire. Pentru a înlocui unde e problemă. Iar mâine transvazăm iar. Iar dăm o serie de boci. Nucleele respective o să le întări. Bun, mergem mai departe la următul. Și aici avem unul. Avem și aici unul. Să vedem dacă a eclozat. Dacă totul este în regulă. Deci, imediat după ce te uiți la albină, îți dai seama dacă totul e în regulă sau nu. Aici deja am îndoiel. Da, se vede. Are ceva albinuță. Să vedem dacă a reușit să eclozeze botca. Aici avem o altă problemă. Botca a fost roasă. Se mai întâmplă și din astea. Bun. Deci nici ăsta nu a reușit. Aceste nuclee voi veni, le voi verifica. Și vor primi o altă botcă. De obicei, prezența puietul larvar duce la astfel de fenomene. Deci avem 3 probleme și 3 reușite. Mai avem de verificat 2. Și după aceea vom trece la rezolvarea problemelor.
Următoarele două sunt aici. Și sunt ultimele. Vom vedea dacă totul e în regulă. De obicei când faceți 2-3 nuclee, șansele de reușită scad din cauza că acest lucru pentru a accepta boci sau pentru a ecloza apar tot felul de probleme. Au fost câteva nopți reci, a fost albina mai puțină, n-a reușit să încălzească, a murit larva. Ia se vede mai. Aici arată că a eclozat. Pare că a eclozat mai de mult, da? Așa, așa mi-arată că vârful e ok și după aia orosele pe lateral. Putem spune că e în regulă, vedem peste 10 zile. Deci 4 din 3. Așa. 4 bune, 3 rele. Mai avem una singură. Să vedem care o fi situația. Și ultima. Aici albina arată binișor. Mă interesează botca. Nu căutăm matca acum. Dacă umblăm după matcă, riscul ca să nu mai vedeți următoarea rundă este foarte mare. Adică albina o să o omoare la orice, să zic așa, deranj mai mare. Aici avem albină destulă. Totul e în regulă. Așezăm rama la loc. Asta e un roișor mai frumos format. Și cam asta este mâncarea. 10 zile lăsăm în pace. După 10 zile verificăm dacă aceste regine au început ponta. Dacă nu sesizăm prezența reginei, va trebui să venim cu boci pregătite. Vom face boci. Iată albina. Încă nu-și dă seama dacă e matca sau nu. Feromonii ei sunt acolo în... Se simt pe botcă, eclozând azi noapte, de exemplu. Albina încă vrea să o protejeze, e frică că o pierde. Deci ea nu știe fizic dacă matca e acolo sau nu. Bun, cam atât pentru filmul ăsta. Trecem la următoarea etapă. Și anume,
să dăm boci la două nuclee. Dar o să vă zic în filmul următor despre ce este vorba.